cerealele, pe ea se consideră o cultură profitabilă. Făcând tehnologie de ultima generație, obții producții și obții în același timp și calitate. Deci de aia suntem fermieri, să ieșim o dată, de două ori pe zi, să ne uităm la culturi, să vedem stadiul de evoluție a burienilor. Toamna am avut probleme cu îmburienarea grâielor. Fantastic. Avem ploile semănat. Atunci a venit soluția salvatoare de la colegii noștri de la Corteva și se poate vedea cât e curat planul de grâu, iar unde nu am aplicat din toamnă, am aplicat în primăvară, este curat, dar nu la aceleași standarde. Este un ierbicid, eu tuturor le recomand, dacă au probleme, să intre și să-l aplice. Să nu mai fie la masă nimeni decât cultura. Cu insectele am încercat cu Transform, s-a comportat bine, deci eu zic că va fi un insecticid de viitor. A fost preventiv, dar bine că l-am aplicat. După ploile alea multe, toate culturile l-au prins, că dăunătorii erau acolo. Aplicat, e curat, nu sunt probleme, nu găsesc nimica, deci eu zic că e un produs bun. Și Pixar, un ierbicid extraordinar și pachetul a fost la un preț bun, rezultatul e 100% succes. Sunt culturile curate. Sunt mai mult decât mulțumit. Începând de la pesticide, la semințe, totul este ok.